Îmi place cum începe conversația noastră. Arta comunicării. Încă de la început. Da, arta comunicării presupune câteodată să-și interupe celălalt. Nu suntem în Asia, nici măcar în America. Ne aflăm încă în Timișoara, la Tâmpinii, pentru că ne dorim să continuăm seria de interviuri din campania Femei fără filtre și fără limite. Însă, sinceră să fiu, invitata de astăzi nu doar că m-am lipsit cu energia ei bună pentru viață, ci mi-a făcut și poftă să călătoresc. Bianca, bine ai venit! Salut! Trebuie să recunosc că mă bucur enorm că ne-am sincronizat, pentru că prima dată când ți-am lansat invitația, mi-ai spus că o să fii plecată. Și ăsta este adevărul, la momentul în care noi vom difuza acest interviu, tu vei fi pe alt continent. Așa e, da, mă bucur că m-ai prins înainte de plecare. Până la urmă, da, important e să ne sincronizăm. Da, corect, asta e. Bianca, ești un om cu o energie debordantă, se simte asta în fiecare încăpere în care intri, prin prezența ta. Știu că ești un călător în continuă mișcare, ești și antreprenor și fondatorul business-ului Tripaholic, a cărui misiune este să creeze experiențe și momente pentru oameni inedite, unice, nu doar călătorii. Sunt curioasă, cine este femeia Bianca de astăzi, de aici și de acum? Nu știu cât timp aveți. Dacă ar fi să te descrii așa, câteva cuvinte. Da, e foarte greu. De fapt, când ce-am spune să te descrii în trei cuvinte, am senzația că e o capcană. Știi? În genul ăsta. E foarte greu să te descrii în trei cuvinte. Sau, mă rog, în câteva cuvinte, în câteva fraze. Nu știu, cred că, în primul rând, sunt femeia crescută de doi oameni extraordinari. Cred că așa ar trebui să încep. Asta ar fi adevărul golgoluț, pentru că ei au creat conturul Biancăi de azi și eu colorez pe din interior cum pot și știu mai bine. Câteodată mi iese, câteodată mai puțin, asta e viața. În rest, cine sunt? Clar sunt o călătoare, m-am născut pe drum, să știți. Da? Da, nu cred că întâmplător. M-am născut pe drum și cred că voi muri pe drum. Cel puțin mi-aș dori să se și încheie epopeea asta, așa. Nu știu, sunt foarte ambițioasă, foarte exigentă, extrem de încăpățânată. Să nu zicem mai calități, nu? Că nu există așa ceva. Toată lumea are plusuri și minusuri. Dar fac parte din tine. Absolut. Mai mult decât mi-aș dori, chiar. Partea cu încăpățânarea. Ce să zic? Sunt o persoană, într-adevăr, am o energie debordantă. Câteodată mă obosesc și pe mine. Dar asta mă face să merg mai departe, asta mă face să mă trezesc dimineața, da. Că tot ai adus vorba de ceea ce te motivează să te trezești dimineața, pentru că eu știu că, așa cum spuneai și tu, ești o călătoare și ești în continuă mișcare și sunt convinsă că în orice călătorie există și provocări sau lucruri pe care, indiferent de cum le planificăm, călătoria sunt neprevăzute. Exact, da. Este o provocare, da. Și da. O neprevăzută. Da. Pe lângă energia asta cu care vii, ce te mai motivează să faci tot ceea ce îți propui să faci atunci când lucrurile vin din pasiune, dar implică și acea muncă și implicare de zi cu zi? Puh, ce să zic, sunt zile când motivația e una extrem de puternică, da? Motivația este să mă trezesc să fiu mai bună decât ieri și sunt zile când motivația este să mă duc să beau o cafea doar. Asta e tot. Adică e fluctuantă treaba asta. Eu nu cred că cineva are o motivație constantă, universală, da? Cred că aia e în cărți. În realitate sunt zile când te simți extrem de motivat. Motivațiile pot să fie de la filozofice la cât de practice posibile și sunt zile când efectiv tot ce-mi doresc sau singura mea motivație este să mă trezesc dimineața și să trăiesc ziua aia corect, cu bun simț și din plin, atâta tot. Și nu neapărat să, nu știu, devin mai bună, să fac o grămadă de lucruri, să mă autodepășesc. Cred că sunt zile în care, și cred că ar trebui să fluctueze asta pentru toată lumea, sunt zile în care trebuie să fii foarte exigent cu tine și zile în care trebuie să o iei încet și să fii blând cu tine. E foarte important să alternezi jocul ăsta. E ca un joc de glezne. Dar e important pentru asta, sunt convinsă, să-ți oferi un moment să te analizezi. Eu spun acestei etape pe care o facem că este un fel de reality check. Ne dăm voie să știm cum ne simțim astăzi și e perfect normal să acționăm din energia în care suntem. Da, da, fără corect, să... corect, da, așa e. Da, eu când am momente în care mă simt epuizată sau am nevoie de introspecție genul ăsta, dansez.
Pe mine cel mai tare mă relaxează să dansez singură, da, casă sau unde, mă relaxează foarte tare. Cred că asta e mantra mea. Unii spun mantre, alții meditează, alții se duc la sport, eu dansez. Cred că e foarte bine. Cumva da. Acolo îți reglezi nivelul de energie și ești, starea de a face lucruri. Cred că în momentul în care ești într-o simbioză foarte bună sau într-o colaborare bună cu corpul tău, e cel mai important. Da? Și dansul te ajută foarte, foarte mult să te conectezi la corpul tău, da? La fizic, da. Nu numai la mental. La ceea ce simți. Exact, da. Că tot spuneai de dans și de călătorii. Călătoria în sine înseamnă conectarea nu doar la propriul corp, dansul nu înseamnă doar conectarea la propriul corp, dar și călătoria înseamnă la conectarea cu cei din jur, cu ceea și cu ce ne înconjoară. Și cu cei din jur, poate mai mult decât orice. Dacă ar fi să alegi un cuvânt sau un principiu după care ți-ai ghidat viața sau toate acțiunile care te-au adus până în acest punct, care ar fi acela? Învățare. Învățare. Da. Învățare. Punct. Tot ce faci. Totul poate să fie o lecție sau poate să fie pur și simplu o stare de fapt. Ideea este că fiecare moment poate fi transformat în învățare sau poate fi transformat în pierdere de timp. Nu prea există contează cale de mijloc. Da. Contează perspectiva și contează dorința fiecăruia de, și felul în care îți gestionezi viața. Da? Fiecare designerul vieții lui. Dacă vrei să înveți, poți să înveți. Dacă nu, nu. Asta este. Până la urmă, e vorba despre alegeri și despre ceea ce tot alegem noi să facem. Totul este o alegere în viață. Eu nu cred în noroc, n-am crezut niciodată în noroc. Totul, absolut totul este o chestiune de alegere. Începând de la viața ta privată, până la viața profesională, totul este o chestiune de alegere. Și că ai adus vorba de viața profesională, aș vrea să discutăm mai mult, fără filtre. În tot ceea ce ai făcut, a existat vreun obstacol care a venit într-o perioadă dificilă sau într-o perioadă oportună, dar pe care ai reușit cu brio să îl depășești. Și ai vrea să-l împărtășești. Că tot vorbim și despre lecții, da. Să dăm mai departe. Da. Da, foarte multe obstacole. Probabil că cel mai mare, dacă stau să mă gândesc acum, cel mai dificil obstacol a fost în momentul în care a trebuit să decid dacă vreau să merg cu acest business pe o direcție în care lumea este pregătită să o accepte sau să merg să fac travel așa cum cred eu, cum văd eu conceptul de travel. Pentru că foarte multă lume spune când deschizi un business că până la urmă clientul tău contează. El este primul, el este cel care ghidează, el este cel care dictează, da? Ce trebuie tu să vinzi, ce nevoia clientului. Cum e nevoie să te adaptezi în funcție de cerințele lui. Eu am făcut asta. Am lucrat pentru una dintre cele mai mari companii de travel din România și asta am făcut. Și mi-am dat seama la un moment dat că ăla nu este travel. Da? Adică trebuie să existe o variantă, o modalitate în care să combini ideea de travel cu business, da? Nu să fie doar o fabrică de făcut bani, în care clientul, de fapt, mai repede sau mai târziu, va ajunge să fie în plan secundar sau terț chiar. Da? Eu am zis, nu, eu voi face travel așa cum văd eu travelul, cum văd eu călătoria, ca o experiență, ca un proces de învățare, de a-ți ieși din afara, nu, din zona de confort. Și atunci am mers pe direcția asta. Și a fost de multe ori greu, pentru că, într-adevăr, tu, dacă ești creator de piață, vrei să formezi piața, trebuie să-ți asumi. Da. Trebuie să-ți asumi timp, trebuie să-ți asumi eșecuri, până la urmă, trebuie să-ți asumi foarte multe frâne, da? Pentru că lucrurile nu vor merge uns, așa cum merge în cazul unui business în care piața dictează, da? Dar eu zic că, într-un final, m-am focusat pe ceea ce mi-am dorit și pe viziunea mea și lucrurile au început încetul cu încetul să se întâmple. Deci misiunea ta de a crea experiențe inedite. Exact. Și de a face, de a combina turismul cultural, adică lumea trebuie să-și învețe într-o că există o diferență foarte clară, pe care n-am inventat-o eu, evident, ea există de când lumea, între vacanță, concediu și călătorie. Călătoria este cu totul și cu totul altceva. Da? Chiar dacă ele toate sunt puse în aceeași pălărie, da? Sunt extrem de diferite. Și cumva te-ai preocupat și de ceea ce își iau oamenii dincolo, de locurile în care ei pășesc sau ceea ce vizitați, cultura în care se ajunge. Absolut, gastronomie, cultură, experiențe, oameni. Până la urmă, oamenii sunt cea mai extraordinară experiență. Da? Când te duci într-o călătorie,
trebuie neapărat să ai experiența localnicilor, da? Oamenilor care au o viziune sănătoasă și autentică despre nu? Locul în care ei trăiesc. Trebuie să cumva să se transforme într-o imersiune așa, în cultura să respectivă. Te introduci practic în să cultura te, respectivă. Exact, să te confunzi pentru 10, 14, 20 de zile cu cultura respectivă. Nu să vii cu percepții europene în Asia. Nu să încerci. Tu oricum le ai. Tu vii, da, cu bagajul tău de acasă. Dar să nu încerci cumva să creezi un mimetism. Adică tu nu poți să duci Europa în Asia. Dacă vrei să faci treaba asta, ai pierdut foarte mult. Ai pierdut foarte mult din învățare, ai pierdut foarte mult din experiență până la urmă. Da, adică să fii acolo. Cred să că fii e cel acolo, mai important. Să fii prezent, să, fii acolo. Să încerci, să înțelegi cât mai mult din momentul respectiv. Altfel nici nu ai cum să descoperi lucruri noi despre tine. Fără judecată și fără filtre, nu? Exact. Până la urmă. Fără filtre. Judecată. Asta este foarte, foarte greu și asta este un proces de învățare permanent. Faptul că ești o călătoare în continuă mișcare nu mai este o noutate. Dar în spatele călătorilor tale este și multă muncă. Nu este doar ceea ce vedem noi în social media sau experiențele pe care tu le prezinți și sunt convinsă de asta. Ar trebui să privim dincolo de filtre și de ceea ce vedem, acel 20%. Spune-mi cum reușești să găsești un echilibru între viața personală, pasiunea pentru a călători și viața profesională. Echilibru, da. Conceptul ăsta pe care toată lumea îl vânează cu orice da. Cum găsesc? Câteodată există echilibru, câteodată nu. Dezechilibru face parte și el din viața de zi cu zi. Cum găsesc echilibru? Până la urmă, cred că trebuie să guști un pic din tot în viață. Adică viața trebuie să fie și joc, trebuie să fie și învățare, trebuie să fie și responsabilitate, trebuie să fie și iubire, trebuie să fie și un pic de succes. Da? Un pic de recunoaștere, de validare. Dacă reușești să guști un pic din fiecare, să încerci să combini, știu, ca și când gătești ceva extraordinar, da? Să combini condimentele perfect, să dozezi foarte bine lucrurile, ajungi mai repede sau mai târziu la un echilibru. Evident că vor exista momente când vei săra un pic mai tare sau vei pipăra un pic mai tare și se va crea un mic dezechilibru. Echilibru perfect nu există în nimic. Este o stare la care tindem. Ea nu există ca și perfecțiunea. Până la urmă, din nou ajungem la dans. E ca un dans, da? E ca și cum te-ai plimba, știți, pe coarda aia echilibristică. Așa e viața. Da, reușesc. Cum reușesc? Trebuie să investești și cu inima și cu creierul. Eu am vorba asta, că da, ascultă-ți-mea, dar ia-ți creierul cu tine de fiecare dată, pentru că dacă nu există o colaborare între ele, mai repede sau mai târziu va interveni dezechilibrul. Clar. Mi se pare că tocmai faptul că uneori nu urmăm regulile și nu facem acel dozaj necesar, ne conduce să avem parte de experiențe sau de versiuni la care nu ne-am ar fi așteptat. Absolut corect. Imprevizibilul este un element fantastic în viața asta. Și inteligența, până la urmă, înseamnă adaptare. Și când zic adaptare, trebuie să te adaptezi, da, la moment, la context. Trebuie să gândești contextual. Mie asta mi se pare inteligent, ăștia mi se pare oameni echilibrați, care reușesc să gândească și să acționeze în context. Când ești rupt de context, ești pierdut. Asta este adevărul și asta se vede în călătorii foarte mult. Da? Dacă tu vii de acasă, vii cu un bagaj, cu planul judecăți, făcut. Cu planul făcut, cu se întâmplă ceva, imprevizibilul. Ești pierdut, te panichezi, începi să ai niște reacții aproape atavice. Nu. Asta înseamnă trebuie să te adaptezi la context. Da? Și în viața personală, când iubești, trebuie să vezi contextual lucrurile. Și în business, și în viața profesională, în orice. Da? De dimineață, de când te-ai trezit și te-ai uitat în oglindă, trebuie să privești contextual lucrurile. Nu poți să te privești în oglindă să ai la 50 de ani și să ai reacția pe care o ai la 20 de ani. Adică corect. Trebuie să vezi, există niște imagini suprapuse în acea oglindă. Da? Experiența ta, viața ta, momentele prin care ai trecut. Dacă te uiți în oglindă și vezi doar riduri la 50 de ani, niciun botox și nicio intervenție nu o să poți să rezolve. Da, pentru că nu e vorba doar de exterior. Trebuie tot timpul să gândești contextual, să fii în contextul corect, să analizezi corect, da? Contextul în care ești.
Mi se pare foarte important și eu lucrul ăsta îl asociez cu a fi în prezent și momentul în care ești pentru a putea să vezi lucrurile astea cu claritate. Așa cum spuneai tu că în călătorie există foarte mult imprevizibil. Eu sunt convinsă că ai avut tot felul de provocări. Oh, no. Și pe de altă parte sunt curioasă din toate experiențele tale și tot ceea ce ai trăit. Care ar fi lucrul cel mai important, dincolo de a te adapta, pe care l-ai învățat și vrei să îl dai mai departe? Cel mai important lucru pe care l-am învățat și pot să spun cu sinceritate că datorez această lecție călătorie este să nu ai niciodată certitudini în viață. Singura ta certitudine trebuie să fie să nu ai certitudini. Pentru că lucrurile se schimbă, contextul se schimbă, oamenii, percepția ta se schimbă. Dacă ești aceeași persoană care ai fost acum o săptămână, e o problemă. E foarte important să poți să... adaptabilitate, să te adaptezi. Și să faci față unor situații cu eleganță și cu bun simț. Chiar dacă unele dintre ele îți provoacă cu totul și cu totul alte reacții. Se întâmplă, în special în călătorie, ești obosit, ți-e foame, se întâmplă... Când vorbim de nevoile primare. Nevoile primare, da, omul, până la urmă, da, să nu uităm că, da, indiferent că ești evoluționist sau nu, da, suntem niște animale sociale, da, și câteodată reacționăm conform. E foarte, foarte important să reușești să-ți depășești aceste limitări, da? Până și fiziologia câteodată. Da. Până și asta. Pentru că totuși avem capacitatea să vedem dincolo de ele și să... Da, mulți dintre noi, da. Dar cred că toată lumea poate să facă treaba. Asta e o chestiune de exercițiu. Și de, da, de foarte mult exercițiu. Din nou, de a fi conștient de tine și de cum te simți. Da, dar în primul rând trebuie să vrei. Trebuie să vrei. Da. Știu că la bază de profesie ești jurnalist. Da. Care a fost momentul în care ai decis să faci o schimbare de carieră? N-am avut niciodată o carieră în jurnalism. Am terminat jurnalistica. Asta a fost și motivul pentru care am vrut să fac jurnalistica, pentru că eram tânără și naivă și ca oricare tânăr avea multe idei și nu foarte bune, da? Sau... Nu mai spune asta pentru că și eu am vrut să am o carieră în jurnalist și am ajuns. Da, nu vreau să fiu înțeleasă greșit. Nu spun că am plecat de la aceeași bază și m-am reconfigurat pe parcurs. Da, gândurile mele și planul meu a fost că voi călători foarte mult, da? Total de acord. Da, ei, mi-am dat seama că nu e chiar așa, da? Și atunci am zis, ok, ce aș putea să fac? Să călătoresc foarte mult și să nu mă cost o căruță de bani, pentru că, da, eram tânără, mă gândeam, ok, pe mine mă interesează să călătoresc. Asta este tot ce m-a interesat, să călătoresc, să învăț limbi străine, să cunosc culturi noi, oameni noi, să trăiesc așa o permanentă regenerare a simțurilor. Și m-am gândit, asta voi face. Voi lucra chiar, ce interesantă e viața, da? Chiar în perioada respectivă am văzut un anunț în ziar, pe vremea anunțului era un ziar. Mai sunt și pe vremea noastră, dar puțin. Așa, cei de la agenția de turism la care am lucrat căutau oameni. M-am dus la interviu, am luat interviu și uite așa a început călătoria mea în industria călătoriei. Da. Bianca, îmi spuneai încă din prima noastră discuție că ești foarte selectivă atunci când vine de vorba de timpul tău și modul în care alegi să îl petreci. Da, de tot. Când e vorba de oameni, de timp, de cum mă îmbrac, de ce spun, de ce cărți citesc, de ce filme. Da, da, sunt foarte selectivă. Spune-mi, dacă viziunea ta asupra succesului s-a schimbat în timp, sau ce înseamnă succesul acum pentru tine, luând în considerare toate principiile de la care tu nu te abați? Absolut. Da, cred că ideea de succes este una și trebuie să fie una dinamică. Cred că toată lumea ar trebui să-și revizuiască
percepția despre succes. Când am început, sau când eram, nu o să zic mai tânără, așa, succesul, ca probabil pentru toată lumea, la început de drum, însemna validare, apreciere, recunoaștere, de ce nu bani? Când zici bani, te gândești la putere. Acum, după ce am trecut prin o bună parte din viață, da, că mai am încă de parcurs ceva drum, pot să zic că pentru mine la ora aceasta succesul, nu știu ce se va întâmpla în câțiva ani, dar la ora aceasta succesul este, pentru mine înseamnă să fii milionar în timp. Și când zic milionar în timp, nu spun să ai timp de huzurit toată ziua, nu la asta mă refer. Mă refer să ai timp să călătorești, să citești, să interacționezi real cu oameni, da? Nu virtual. Conexiunea umană. Da. Conexiune umană. Să înveți limbi străină, nu știu dacă am mai zis. Să te cultivi. Să înveți skills-uri noi. Timp ca să poți să înveți ce important e timpul. Pentru asta trebuie timp. Adevărații milionari, din punctul de vedere, sunt în timp. Nu în bani. Văd zilnic treaba asta. Și foarte mulți clienți și oameni pe care îi întâlnesc în călătorii, care vin cu laptopul, cu telefonul în călătorii, e o extensie a lor, mie mi se pare foarte trist să nu apuci să trăiești contextul. Să dai voie să fii prezent. Pentru că să fii sclavul banilor, mi se pare cel mai trist lucru care se poate întâmpla. Da. Cred că pentru mine, la ora aceasta, și-am cunoscut câțiva oameni care corespund definiției mele despre succes, sunt milionari în timp. Da. Milionari în timp în ce sens? Chiar dacă au o oră, două libere pe zi, știu să exploateze acea oră. Îi dau sens, înțeleg importanța fiecărui minut. O oră nu este doar o oră, deși în timp exact ar putea fi același lucru, pentru că e vorba și despre obiceiuri, mă gândesc și mereu aduc asta în discuție. Uite, cum fac să învăț o limbă străină sau orice am vrea să aducem nou în viața noastră și întotdeauna mă gândesc dacă am o oră sau ora aia pe care o petrec într-un alt mod, aș putea să o duc în zona respectivă, pentru că 30 de minute, o oră pe zi înseamnă mai mult decât nimic. Și în timp, așa cum asta nu înseamnă obligatoriu a nu face nimic. Exact. Poți să faci o grămadă de lucruri să nu faci nimic. Și asta se poate întâmpla. Da. Da, asta spun. Dacă dai sens timpului, da, el este automat se transformă în învățare. Da. Și în tot ceea ce faci tu, atât în viața personală, în deciziile, în deciziile pe care le iei ca femeie, ca antreprenor sau în călătoriile tale, există un principiu de la care nu te abați niciodată, indiferent de orice s-ar întâmpla? Da, bunul simț. Bunul simț. Totul în viață, în lumea asta, pornește să termină cu bunul simț. Fără el nu există absolut nimic. Nu contează cât succes ai, nu contează cine ești, nu contează de unde ai plecat, nu contează doar înspre ce te îndrepți în viață. Bunul simț trebuie să-ți fie întotdeauna partener de călătorie. Deci, indiferent de situație, indiferent de chiar situație. Și atunci când nevoile primare intervin mai mult decât ne-am dorit, poți să ne fie pierdem. Foame și cu bun simț, poți să reacționezi și cu bun simț. Bun simț nu înseamnă să nu spui ce te deranjează sau să nu reacționezi. Nu înseamnă, nu se exclude reacția cu bunul simț. Bunul simț este doar tonul care face muzica. Asta e tot în viață. Da. Da. Asta e tot. Da, asta probabil că este singurul principiu de la care nu mă abat. În rest, tot este posibil. Cred că oamenii, într-un anumit context, la un anumit moment dat, sunt capabili de orice. Suntem. Suntem capabili de orice, de foarte multe lucruri, mai mult sau mai puțin bune, dar totul poate fi făcut cu bun simț. Pentru că spuneai că ai început să valorifici timpul într-o altă manieră și că îi dedici acest sens nou, îl apreciezi practic ca să te bucuri de tot ceea ce îți oferă. Dacă ai putea să ai o superputere, care ar fi aceea?
Ui, ce bună, da, nu știu, nu m-am gândit niciodată la asta, chiar nu m-am gândit. Acum să nu ne gândim la a opri timpul, pentru că am concluzionat că timpul te ajută să evoluezi. N-aș vrea să opresc timpul, cu siguranță, nu aș vrea să trăiesc forever, da, chiar nu, mă sperie numai ideea. Nu știu, care ar fi, ce supraputere aș putea? Aș vrea să pot să-mi folosesc mult mai mult decât 10% din creier, sau cât ne folosim, care e științific. 10%, cam așa se spune. Vreau să folosim vine pe un pilot automat și mecanisme. Exact. Da, uite, asta mi-ar plăcea. Mi-ar plăcea să iau o pastilă, o pilulă, și să pot să-mi folosesc măcar jumătate din capacitatea creierului. M-ar fascina ideea la ce aș putea să am acces, la ce fel de cunoaștere. Da. Doar imaginându-ți. Și putem să facem asta pentru că în contextul în care ne aflăm nu suntem doar fără filtre și suntem și fără limite. Așa că putem corect. Să ne gândim. Da, da, de ce nu? Imaginația până la urmă. Și că tot vorbeam de imaginație și de timp, aceste două lucruri, mă fac să te provoc la un exercițiu. Dacă ar fi să călătorești, pentru că oricum călătorești, dar hai să nu ne gândim la călătoriile viitoare. Dacă ar fi să călătorești în timp, despre care spuneai că e o resursă foarte importantă, chiar în copilărie, la o vârstă la care ai trecut printr-o situație în care te-ai simțit descurajată, demotivată, singură și ți-ai fi dorit ca cineva să fie alături de tine, dar nu a fost. Bianca, de acum, ce i-ar spune Biancăi de atunci, da, copilului de atunci? Ce sfat ei da? Să-i dau un sfat? Da. Am crezut că e doar o conversație. Sau ce îi spune? Nu, poți să spui ce îi spune. Ce mesaje îi transmit? Hai să nu îl limităm la conceptul de sfat. Ce îi spune copilului Bianca? Da. Cred că îi spune că mi-ar plăcea să... Mi-ar fi plăcut să păstrez mai mult din copilul Bianca. La maturitate. Și poate să nu asculte absolut niciun sfat al nimănui. Sincer. Să nu asculte sfaturi, pentru că până la urmă învățarea este unul dintre cele mai intime procese posibile. Pe cont propriu. Da, și suntem complet diferiți. Și trăim așa niște vremuri în care toată lumea își dă cu părea și toată lumea vine cu sfaturi. Dar nu poți să echivalezi experiențe. Nu există. Nu poți să echivalezi experiență, nu poți să echivalezi suferință, nu poți să echivalezi iubiri, nu poți să echivalezi nimic în viață. Experiențe. Suntem, anatomic, construit, biologic, similar. Da, ok, avem lucruri în comun, atât. În rest, suntem, până la urmă, fascinanți prin micile diferențe. Deci e cumva o experiență autentică pe care ar trebui să o simțim și să-și urmeze efectiv instinctul. Poate aș zice, pe alocuri, pune mai multă inimă și mai puțin creier. Nu mai judecăm atât de mult lucrurile nu și... Nu se judecăm, să nu fie atât de rațională, aș fi zis. Pentru că câteodată, în cazul meu, vorbesc despre mine, poate că pe alocuri am pus mai mult creier și mai puțină inimă. Aș balansa un pic raportul. Asta să ajungem la acel echilibru despre care vorbeam mai devreme. Da, să câteodată să dea un pic de lesă și inimii mai mult. Cred că asta e spune, da. Dar dacă ar fi să-ți spui ție ceva, Bianca e de astăzi, de aici și acum, după toate experiențele pe care le-a trăit, ce ți-ai spune? Ce mi-a spune? Da, ar fi un dialog interesant, eu cu mine. Ce mi-a spune? Să te privești în oglindă. Poți să-ți imaginezi, fără limite. Să nu te privești atât de mult în oglindă. Poate asta aș spune. Cred că ne privim mult prea mult în oglindă. Sincer, cred că cu cât mai exigent ești ca și persoană, cu atât faci exerciții oglinzii mai mult. Și când zic că exerciții oglinzii, nu mă refer că mă uit să văd câte riduri am. Da? Sunt destul de, când zic că sunt exigentă cu cei din jur, sunt destul de exigentă și cu mine. Și cel mai greu pentru mine este să fiu mai blândă un pic cu mine. Poate că asta mi-a spune, dar probabil că în următoarele 3 secunde, da, aș repeta același exercițiu prestabilit. Da. Dacă nu l-am învățat până acum, probabil că nu o să le învăț nici de acum. Nu mai fim atât, să nu fim cei mai mari critici. Da, eu noștri. Sunt destul de critică. Sunt critică și cu mine, recunosc, și cu cei din jur.
Până la urmă, standardele pe care tu le ai, așa ar fi sănătos, standardele pe care tu le ai și așteptările pe care de la celălalt să le ai și în ceea ce te privește. Da. Exact. Da. Eu zic că aici stau destul de bine la capitolul ăsta. Sunt foarte exigentă și cu mine. Da. Dar cred că e bine uneori să îi dai voie copilului. Bine sau nu, știi cum e vorba, it is what it is. Da? Exact. Bine sau nu, până la urmă, din vedem nou, poveștile sunt personale. Trebuie să ne asumăm absolut și plusurile și minusurile, știi, pe care nu putem să interpretăm în permanență la modul pozitiv. Este ceva fals. Este fals pozitivismul ăsta, pe mine mă dezamăgește îngrozitor. Și cred că nu e foarte sănătos, nici pe termen scurt, nici pe termen lung. E o imagine falsă pe care o proiectăm asupra realității. Suntem personaje complexe. Să ne face acel reality check. Da, exact. Scena e mare, personajele sunt multe, noi avem zile și zile, asta este. Nu putem să fim tot timpul nici la înălțimea așteptărilor celorlalți și nici măcar înălțimea așteptărilor noastre față de sine. Asta e. Bianca, eu trebuie să recunosc că m-am bucurat enorm de timpul petrecut cu tine astăzi aici și îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră, da. Dar și că ne-ai permis să călătorim așa puțin prin povestea ta personală și profesională, fără filtre și fără limite. Da, fără limite și fără filtre. Da, bun, foarte bună ideea acestui interviu. Trebuie să fii foarte, foarte curajos ca să-ți asumi ceea ce spui. Da? Și să-ți asumi faptul aici. Că foarte multă lume poate să interpreteze greșit, foarte multă lume poate să învețe realmente ceva. Până la urmă, cred că nu poți să înveți absolut nimic în lumea asta decât din adevăr. Și din experiențele literatură, pe care le-ai. Tot. Și le treci pe cont propriu, dincolo de sfaturi. Așa. Mulțumesc că reciprocitatea e incontestabilă. Asta plăcere. Mulțumesc. Și eu mulțumesc. Cât despre noi, încă nu plecăm nicăieri, pentru că urmează un alt interviu din cadrul campaniei Femei fără filtre și fără limite. Însă, până data viitoare, vă așteptăm să stați alături de noi dacă vă doriți să descoperiți mai multe povești autentice, de inspirat, savurat și, de ce nu, de reflectat. Și acum tu vrei iarăși aia cu pe curând, mă tot disper, pe curând, zici că...